Ziua Armatei Române este celebrată la Timișoara în fiecare an pe 25 octombrie prin mai multe manifestări organizate de Brigada 18 Infanterie Banat, printre care defilări cu torțe, expoziții de tehnică militară, de machete blindate și echipamente militare. Pentru noi este prilejul când aducem iosul nostru omagiu și recunoștința celor care s-au jertfit de-a lungul istoriei pentru binele poporului. Este de asemenea și un moment de referință pentru ceea ce s-a întâmplat. Programăm misiunile viitoare într-un context în care deja am afirmat la acest sfârșit de an urmează să introducem în teatru de operații peste 1000 de militari ai noștri a Brigăzii 18 Infanterie Banat. Un gând bun din partea armatei pentru toți concetățenii, bucurii și împliniri. Pe lângă momentele tradiționale, organizatorii au pregătit pentru timișoreni două momente speciale. Soldații au făcut o demonstrație de mânuire a armelor. Totodată, un moment apreciat de cei prezenți la eveniment a fost realizat de fanfara militară, care a interpretat mai multe melodii, iar membrii acesteia au dansat pe platoul din fața monumentului ostașului necunoscut din Parcul Central. La ceremonie au fost prezenți și reprezentanții municipalității. A fost o manifestare mai deosebită față de edițiile precedente și eu cred că a fost inspirată, mie mi-a plăcut și după câte am remarcat, tuturor celor prezenți le-a făcut plăcere să urmărească și demonstrația de virtuozitate în mânuirea armelor și momentul fanfară a fost foarte agreat, cred că a fost bine. Retragerea cu torțe a militarilor bănățeni are loc de la ora 19 pe traseul Piața Libertății, Catedrala Mitropolitană, Primărie, Mitropolia Banatului, Prefectura Timiș, Piața Libertății.